Uitați-vă la mine. Păr alb, fața îmbătrânită, aproape de neputințele fizice. S-a zice că am o experiență de viață vastă. Dar, vedeți voi, unii vor zice totdeauna, fie că n-am prins încă destul în minte, alții că, orice le-ați spune, tot nu se aleg nimic de la mine. Au dreptate. O altă dreptate. Haideți să vă spun trei motive. Pentru majoritatea meseriilor, din realitate, n-am experiență. Ce mai? Nu știu să fiu doctor, avocat, caloriferist, aviator, croitor, zidar, programator. Un tânăr începător ar fi infinit mai bun ca mine, un aproape pensionar. Și nici în meseria mea nu le-am dat la toate de capăt. Mai sunt încă atâtea de învățat, de încercat ca profesor, că, uite, mi-ar mai trebui alte 20 de vieți. Nu știu în continuare ce înseamnă a avea experiență de viață. Ce ingrediente intră înăuntru? Meseria? Viața de familie? Creațiile și cărțile publicate ori citite? Voiajul pe net? Dacă intră toate, cam de ce cantitate ar trebui să vorbim? Pentru fiecare categorie sau în total? Este o formulă câștigătoare, cea a deținătorilor de experiență de viață? Sau vine de la sine înțeles odată ce ți se așează anii pe umăr? Dar de aici apare paradoxul recrutorilor. Tinerii doritori de muncă sunt respinși fiindcă n-ar fi destul de bătrâni, iar bătrânii sătui de muncă sunt respinși nefiind îndeajuns de tineri. Cum s-ar zice, experiența de viață trebuie să fie nici prea multă, nici prea puțină. Exact cum nu am eu. Ceva îmi spun că experiența de viață are două componente. Partea practică și partea explicativă, verbală. Trebuie să pui în cuvinte scopul acțiunii tale, aprecierile, mijloacele folosite, ingredientele adesea. Ce fel de experiență de viață ai dacă nu știi să o comunici? Poate fi însă și reversul. Poziția flecarului care nu poate realiza nimic practic. Și cine îmi poate da o garanție că am depășit nivelul cărpaciului și al flecarului? Că aș fi meșter în practică și chizuit în vorbă. Unii vor zice mereu că nu înțeleg nimic de la mine. Ridic din umeri și oasele bătrâne îmi scârție. Degeaba priviți la părul meu alb. Din el nu apare experiența de viață așa. Doar să închid ochii și să fac pe deasupra ca un nim de sfânt. Nu. Tot ce vedeți este doar o nuanță de păr. Ultima din viață. Urâtă de altfel de toți tinerii, da, aceia neexperimentați.